Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să facem un top pentru mașini second-hand cu prețuri începând de la 5.000 de euro și prețurile maxime, hai să spunem, să fie undeva pe la vreo 10.000 de euro, da? O să începem cu mașinile din clasa mică, pentru că în România cel puțin nu sunt tocmai căutate, pentru că mulți stau să se gândească, bă, de ce să dau suma X când la suma X pot să-mi cumpăr eu știu ce mașină premium și așa mai departe. Dar o să vedeți, fiecare mașină clar vine cu avantaje și cu dezavantaje. Cum spuneam, vreau să începem cu mașinile mici. Înainte să începem, nu uitați să verificați orice mașină second-hand cu o reducere de 20% folosind linkul din descrierea acestui videoclip sau codul autorolate la checkout. Puteți afla dacă o mașină are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune în trecut, plus să vedeți poze cu mașina din momentul vânzării și clar alte informații utile, cum ar fi, nu știu, dotările cu care a venit mașina din fabrică, când a fost cumpărată, când a fost scoasă la vânzare, când i-a fost efectuată revizia tehnică. Cum spuneam, multe informații utile. Nu uitați să verificați mașina, link în descrierea acestui videoclip, cu 20% reducere. Bun, să începem cu mașinile din clasa mică, pentru că, cum spuneam, în România cel puțin nu sunt tocmai căutate. La un buget între 5.000 și 10.000 de euro, clar sunt o mulțime de variante de mașini mici. Nu o să intru în detaliu, pentru că dacă am vorbit doar despre câte mașini mici poți cumpăra la acest buget, cred că videoclipul ar avea jumătate de oră. Pe scurt, între 5.000 și 10.000 de euro poți să-ți cumperi o mașină din clasa mică, cum ar fi Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa, nu știu, Hyundai i20, Kia Picanto, Kia Rio. Sunt o grămadă clar de variante la acest buget. Dacă vorbim despre Volkswagen Polo, spre exemplu, la 5.000-6.000 de euro poți să-ți cumperi un Polo din 2014-2015, kilometri puțin, adică relativ puțin, până în 150.000. Dacă mai creștem puțin bugetul pe la 7.000-8.000 de euro, poți să-ți cumperi un Volkswagen Polo din 2015-2016, chiar am văzut foarte multe cu maxim 100.000 de kilometri, fie că vorbim de motorizări pe benzină sau diesel. Exact și în cazul Fordului Fiesta, exact aceeași poveste și la restul mașinilor, da, din clasa mică. Deci între 5.000 și 10.000 de euro ai de unde alege. Dacă vorbim despre buget mai mic, normal o să-ți iei o mașină poate ceva mai veche, cu mai mulți kilometri. Dacă creștem bugetul, poți să îți iei chiar un Volkswagen Polo, spre exemplu, din 2018, da? Adică modelul mai nou, din nou, kilometri puțin, mașină în stare bună și așa mai departe. Și da, sunt niște mașini care merită luată în considerare, pentru că au niște costuri foarte, foarte mici de întreținere. Bun, pe următorul loc ar fi mașinile din clasa medie, care din punctul meu de vedere sunt cele mai corecte. Și mai exact, mașinile din clasa medie ar fi, nu știu, Golful 7, Fordul Focus, Opelul Astra. Ce ar mai fi? Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii, da? Cu siguranță mai este Renault Megane și așa mai departe. Dacă vorbim strict despre Golful 7, cei drept la 5.000-6.000 de euro nu poți să ai pretenția la eu știu ce Golf 7, adică cu siguranță o să iei unul cu mulți kilometri, într-o stare proastă și așa mai departe. Dar dacă vorbim, spre exemplu, despre un Golf 7 pe la vreo 7.500-8.000-8.500 de euro, poți să îți cumperi totuși un Golf 7 într-o stare bună. Dacă mergem spre pragul, da, de 10.000 de euro, clar ai de unde alege, poți să ai pretenție la dotări și multe altele, da? Opelul Astra din nou este o mașină foarte corectă din punctul meu de vedere la acest buget. Dacă vorbim, da, de pragul minim 5.000 de euro, clar o să găsești un Astra J. Dacă creștem bugetul la 8.000, 9.000, 10.000 de euro, putem să ne uităm chiar la un Opel Astra K, adică un model, da, după 2016, din nou, o mașină corectă din toate punctele de vedere. Ar mai fi, cum spuneam, Fordul Focus. Chiar m-am uitat în ultima perioadă la Ford Focus și am văzut că și modelul nou, adică ultimul model de Focus, s-a ieftinit destul de mult. Găsești la 9.000-10.000 de euro și clar este o mașină care merită luată în considerare, pentru că totuși este o mașină din clasa medie, da? După 2018, pe care o poți cumpăra la 9.000-10.000 de euro, ceea ce nu este rău deloc, pentru că dacă ne uităm la un Golf 7, tot așa 2018-2019, prețul este ceva mai mare. Și cum spuneam, ar mai fi Renault Megane 4, da? Dacă vorbim despre pragul de după 8.000 de euro, spre exemplu. Dacă vorbim de sub 8.000 de euro, ar fi Renault Megane 3. Din nou, dacă vrei să cumperi un Renault Megane 3 pe la 6.000-6.500 de euro, chiar îți poți cumpăra un Renault Megane 3 într-o stare cât se poate de bună, cu un rulaj redus. Știu, sunt mulți care vor un Renault Megane 3 la 2.500-3.000 de euro, doar că după aceea tot ei se miră că și-au luat o mașină cu diverse probleme, o mașină cu kilometri dați înapoi. Normal că prețul mic își spune cuvântul, cum am mai spus de multe ori. Din câte am observat, sunt o parte din urmăritori care ei tot nu prea au înțeles de ce anumite mașini din Germania sunt mai scumpe decât cele din România. Mulți nu stau să se întrebe că mașinile care se vând, adică multe mașini care se vând în România, sunt aduse tot din Germania, da? Și se vând la prețuri mult mai mici decât ce găsești aici. Și mă refer la mașini, da, ok, adică mașinile asemănătoare din România sunt mai ieftine decât cele din Germania. Asta ar trebui clar să spună un semn de întrebare. Normal, ar mai fi SUV-urile, care costă între 5.000 și 10.000 de euro. Este o clasă destul de căutată, doar că cei drept în continuare la 5.000-10.000 de euro, nu că nu ai variante multe de SUV-uri, dar nu poți să ai pretenția la un SUV foarte nou, pentru că SUV-urile cei drept și-au păstrat destul de bine prețul în timp. Normal, ar fi la acest buget Nissan Qashqai, care pe asta aș merge, adică dacă aș avea un buget între 5.000 și 10.000 de euro pentru un SUV, la asta m-aș uita eu cel puțin, Nissan Qashqai, ar mai fi Kia Sportage și Hyundai iX35. Ar mai fi normal Volkswagenul Tiguan și din nou scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii ce SUV-uri ar mai fi, da, la acest prag de preț, între 5.000 și 10.000 de euro. Clar, cred că cel mai căutat SUV este totuși Volkswagenul Tiguan, pentru că cei drept, dacă sunt să ne raportăm la preț, dotări, calitate, este cam cel mai ok, da, din SUV-urile enumerate. Dar dezavantajul la Volkswagen Tiguan ar fi că, na, majoritatea sunt ceva mai kilometrate, greu găsești unul într-o stare bună, adică, cum să spun eu, șansele să-ți cumperi un Tiguan care, nu știu, nu are kilometrajul real sau care nu are un istoric complet este mult mai mare decât la o Kia Sportage sau un Hyundai iX35. Chiar văzusem de curând un Hyundai iX35, nu mai știu din ce an era, 2014, motorizare pe benzină, într-adevăr nu era 4x4, dar avea climă automată, navigație, pilot automat, era ok mașina, undeva la 7.500 de euro cu 80.000 de kilometri. La banii respectivi nu o să poți să-ți cumperi, spre exemplu, un Volkswagen Tiguan, da? Deci de asta spun, din nou, avantaje, dezavantaje. Și pe nu neapărat pe primul loc, dar mașinile care poate sunt cele mai căutate în nivelul acesta de preț ar fi mașinile premium. Și aici mă refer la Audi A4, A6, BMW Seria 3, Seria 5, Mercedes C-Class, E-Class, nu neapărat că nu sunt căutate, dar tendința totuși am văzut că ar fi spre BMW Seria 3 și Seria 5 și Audi A4 și A6, nu știu de ce, poate știți voi și îmi scrieți în secțiunea de comentarii, da, care este motivul pentru care Mercedesurile la acest buget nu sunt foarte căutate, da? Dacă vorbim despre Audi A4, între 5.000 și 10.000 de euro, clar vorbim despre Audi A4 B8. Din nou, vorbim despre pragul mic de preț, vorbim despre mașini cu mulți kilometri, istoric incomplet și așa mai departe, deci riscul să-ți iei o țeapă este mare. În schimb, dacă vrei un A4 B8 întreținut, ai multe șanse să găsești unul ok pe la 8.000 sau, hai să spun, între 8.000 și 10.000 de euro, da? Puteți și voi să căutați pe internet. Normal, ar mai fi Audi A6, doar că la Audi A6 este cu puțin dus și întors, pentru că la sub 10.000 de euro un A6 din după 2012, da, adică modelul ceva mai nou, să spun așa, din nou o să-l cumperi cu mulți kilometri. În schimb, dacă vorbim despre A6-le anterior, ai șanse să găsești o mașină într-o stare cât se poate de ok. Doar că, na, mulți preferă A6-le modele mai nou, dar cu mai mulți kilometri, da, în detrimentul modelului mai vechi, dar într-o stare mult mai bună. BMW Seria 3. În ultima perioadă s-a ieftinit foarte mult F30-ul, doar că aceeași poveste, la sub 10.000 de euro nu poți să ai pretenție la un F30 impecabil cu kilometri puțini. În schimb, un BMW Seria 3 E90 clar îl poți găsi între 5.000 și 10.000 de euro. Clar ai din nou de unde alege și din câte am observat și în România un E90 sau un E91 ok, întreținut, cu distribuție schimbată, dar dacă vorbim despre motorizări diesel, chiar și dacă vorbim despre cele pe benzină, costă în jur de 6.000-6.500 de euro, deci nu sunt chiar atât de ieftine cum se afirmă mulți prin comentarii, că în România găsești E90 la 3.500-4.000 de euro. Da, găsești, dar poate e ultimul jaf, deci asta este, da, ideea. Și în România, din câte am observat, o mașină bună costă și de multe ori o mașină din România cu mai mulți kilometri, da, și poate cu mai puține dotări este mai scumpă decât în Germania, da? Repet, dacă vorbim despre o mașină ok. Normal, ar mai fi Seria 5-ul, știu acum mulți o să spună că la sub 10.000 de euro găsești Seria 5 F10. găsești, nimeni nu spune, dar din nou, mulți kilometri, diferite probleme și așa mai departe. Eu, spre exemplu, dacă ar fi să-mi cumpăr un Seria 5 la, nu știu, un preț între 5.000 și 10.000 de euro, m-aș uita la E60. Uitați-vă și voi, da, ce BMW-uri E60 poți să găsești pe la 7.000, 8.000, 9.000 de euro. Găsești BMW Seria 5 E60 individual, eu știu ce dotări, M-pachet de fabrică și... Deci, de-aia zic, dacă vrei să fii realist și să-ți cumperi o mașină ok și nu te interesează ce spune unul și ce spune altul, adică, da, ce imagine îți face mașina respectivă, chiar poți să-ți cumperi și o mașină premium super ok la un buget relativ bun, da? Și acum să vorbim puțin și despre Mercedes C-Class și E-Class. E-Class, clar, poți să-ți găsești și un E-Class din 2015-2016 la sub 10.000 de euro, doar că na, a fost cel mai probabil mașină de taxi sau de ride-sharing, da? Nu poți să ai pretenția la un E-Class din 2015-2016 la sub 10.000 de euro, cu puțin kilometri și așa mai departe, pentru că un E-Class de genul acesta poate să ajungă și la 18.000-19.000 de euro, știu, greu de crezut, dar căutați și în România unul întreținut cu un rulaj redus care nu a fost de taxi, costă peste 15.000 de euro, da, ca idee. Și ar mai fi C-Class-ul, din nou, între 5.000 și 10.000 de euro. Vorbim despre C-Class-ul, nu știu, după 2008-2009, adică poți clar să te uiți și la un C-Class 2012-2013, adică varianta cu facelift, și poți să te uiți chiar și la modelul mai nou de C-Class, da, cel după 2015, doar că aceeași poveste, kilometri mulți și așa mai departe. Sunt tare curios ce ați prefera voi, adică ați prefera o mașină mai nouă, dar care are mai mulți kilometri și totuși te expui la un risc ceva mai mare, da? Adică nu știu, să-ți cumperi o mașină cu probleme sau o mașină cu kilometri dați înapoi, sau ați prefera un model anterior, dar care are un kilometraj mai redus, mașină întreținută, cu istorie complet. Chiar sunt foarte curios. În mare parte cam asta a fost videoclipul. Dacă mai aveți și voi anumite mașini de adăugat, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!